Bine ați venit pe canalul Fotbal ca pe vremuri. Astăzi am plecat spre Cluj pentru derbiul etapei CFR Cluj-FCSB. Se anunță meci puternic. E 4 fără 10. O să ajungem în jur de ora 19. Meciul la 8:30. Cum vine ne... Te ia somnul, prietene. Da, tocmai cred că un băiat din Republica Moldova, o dubiță, cred că luase somnul la volan. Am intrat, sunt pe autostradă și intrasem să-l depășesc și îmi tăiase calea foarte ușor, așa, mașina și dubița lui o luase spre stânga, l-am claxonat. N-a reacționat la primul claxon, abia la al doilea claxon a reacționat. A tras de volan, a intrat pe banda lui. Și acum când m-am uitat, când am trecut pe lângă el, m-am uitat să văd ce se întâmplă și nu știa omul, ca și cum s-ar fi trezit din somn. De aici o parcare, sper să treacă, să oprească aici, să doarmă puțin. Era din Republica Moldova, nu avea numele de Moldova, probabil vine din afară. Mai are mult de mers, da? Doamne ferește, nu se știe. Să tragă omul și se culce, că uite ce putea să pățească. Da, revenind la meci, CFR Cluj locul 1 cu 45 de puncte. Vin după înfrângerea de la Craiova, aveți video pe canal. Am fost la Craiova CFR 3-2, gol în ultimul minut marcat de Olteni. FCSB o vine după 4-0 cu FC Voluntari. Un punct între Craiova și FCSB, locul 3, locul 2. 5 puncte între locul 2 FCSB și CFR Cluj, care are 45 de puncte, FCSB 40 de puncte. Așadar, pentru FCSB merge de totul sau nimic, pentru că dacă vor pierde astă seară, CFR Cluj se duce la 8 puncte. Nu zic că e imposibil să recupereze 8 puncte în 5 meciuri, dar e mult mai greu. Dan Petrescu a declarat la conferința de presă că nu se va apăra, că va ieși la joc, va ieși să marcheze și să câștige meciul. Vedem dacă se va ține de cuvânt. De obicei CFR-ul joacă un 4-3-3 cu Boateng la închidere și Deac în mijloc cu Bordeianu sau Păun, pe benzi cu Omrani și Petrila probabil astăzi. Din ce se aude, se pare că Bălgrădean va fi în poartă. Hindric a acuzat că a greșit la cel puțin unul dintre golurile de la meciul cu Craiova. Arbitru Ișvan Kovac în această seară, de urmărit prestația lui, foarte contestat, mai ales de Gigi Becali, patronul Stelei, care a intrat în direct pe la televiziune și a pus presiune. Este un joc psihologic înainte de partidă. Ișvan Kovac, care vine după Manchester City, Atletico Madrid, meci de sferturi de UEFA Champions League, vă dați seama, arbitru de Champions League. Din punctul meu de vedere, n-ar trebui să fie probleme în această seară, dar trebuie să urmărim și prestația arbitrului. Aproape am ajuns la stadion. Am lăsat la mașina cam la 10 minute. Am un kilometru și jumătate așa de mers pe jos. N-am mai fost niciodată în Brăia, jumătate de stadion CFR. Nici la Ucluj nu am fost, dar poate pe viitor. Da, inițial am crezut că puțin oameni din partea asta. Dar ia uita ce pohoi vine din partea. Gracias.
pedală aici, găsește sectoarele. Sector 43 avem. Stați că trebuie să întreb, pe 43 nu vă pun nică. Ne auzim. Tot înainte. Bă, dar lungu-i, bă, frate. Nu mă gândeam că e așa mare. Biletul n-am scanat nimic, nu m-a întrebat nimeni de sănătate. Doar m-au verificat pentru brichetă. Un bilet în tribuna 2 costă 10 lei, iar la VIP A sau B 50 de lei. Vă puteți achiziționa tichete online de pe www.bilete.ro sau de la casele de bilete de la stadion. Capitanul băieților noștri, cu numărul 45, Mario! Cu numărul 3, Andrei! Și Bordeanu Inter, cu Ateng la închidere. Cătii la titular. Bordean, într-o rezervă, pedepsit probabil. Nu știu mai treabă. La FCSB surpriză de jumătate rezervă. Tănase, vârf. 4-2-3-1. FCSB-ul. Cu Ovidiu Popescu și cu șut la închidere.
Minutul 42, roșu, Susic. Cartonașul roșu pentru jucătorul nostru cu numărul 16, pentru că m-au luat singur, dar nu am văzut ce jucător de roșu. În rest. Vedem. Te l-a rădit rău. Sincer, n-am văzut rău. Talpa, cine știe? Prelungire pentru prima repriză. Cred că e Juma. Vedem. Pauză în Bruia, 0-0. FCSB a dominat puțin prima repriză. Au obținut și cartonul roșu, Susi ce-a fost terminat. Se pregătesc Piani, sper să aștept Juma. Nu da seama acum, CFR-ul se pune pe două linii, greu. La CFR a ieșit de Beliu și a intrat Iuri, fundaș central. Joacă Grahova, sunt la dreapta. CFR-ul se pune pe două linii, Omrani joacă vârf. Vedem. Da, am avut ocazia acum în Juma. La FCSB a ieșit șut, care avea galben și a intrat în Juma. Iar în locul Lutaru Solaru a intrat Iani Stoica. Coboară Tănase la mijloc, Inter, Iani Stoica vârf. Simt așa că bate FCSB-ul. Ar fi super, super frumos pentru a se lansa campionat. Vedem.
gol, bă, frate, jur. A sărit tribuna a doua în picioare, că jumătate de tribuna a doua s-a lăsat, nu știu ce era. Noștri iese de pe teren cu numărul 9, Virel Omrani, intră în locul său cu numărul 17, Marco Dugazic. Cam pe jos, după gol. Da, da. 3 puncte, interes. Victorie FCSB, una peste alta victorie meritată. V-am zis la pauză că simt că va câștiga FCSB-ul. Nu știu, parcă și-au dorit mai mult astăzi. CFR-ul și la 11 contra 11 au jucat parcă la egal. 43 de puncte FCSB, la 2 puncte. 45 CFR-ul. S-a relansat campionatul grav de tot, grav de tot. Da, Tavi Popescu a marcat până la urmă, am aflat.
Tavi Popescu a marcat, este al 13-lea gol, le aveți pe cele 12 goluri, primele 12 le aveți pe canal, le puteți viziona. Trebuie să-l adăugăm și pe ăsta, pe al 13-lea, 13 de toate. Da, nu uitați, dați și voi un like, un subscribe și până data viitoare, numai bine! Ah, tu es pas.